Salut! În loc să ne dărâmăm după un singur accident, acum avem cu toții mașini care sunt complet indestructibile. Ar exista mai puține victime cauzate de accidentele de mașină? Din ce s-ar face mașinile indestructibile? Și poate ajunge să fie un lucru rău? În fiecare an, aproape 1,25 de milioane de oameni mor în accidente auto în întreaga lume. Acest lucru reprezintă în medie 3200 de decese în fiecare zi. Numai în Statele Unite, peste 2 milioane de oameni devin răniți sau cu dizabilități din accidente auto în fiecare an. Nu există drumuri secrete care să fie periculoase dacă nu ești atent. Deci, o mașină indestructibilă ar putea să rezolve toate aceste probleme? În primul rând, trebuie să decidem din ce vor fi fabricate vehiculele noastre. Să zicem că s-ar numi Cybertrucks. Acestea sunt făcute dintr-un tip de aliaj de oțel inoxidabil, care este același material folosit în navele spațiale. Dar este o dovadă reală? Eh, probabil nu. Am dorit ca mașinile noastre să fie complet indestructibile sau am putea circula cu toții în limuzine prezidențiale, care sunt în esență tancuri cu volan, care beneficiază de un sistem complet de anti-glonț. Singura problemă ar fi că aceasta costă aproximativ $1.000.000 pe mașină. În schimb, am fi luat cel mai probabil materialele utilizate în Cybertruck și le-am acoperit cu o substanță cunoscută sub numele de grafen. Acest material rar este unul dintre cele mai puternice cunoscute de om și este de 200 de ori mai puternic decât oțelul. Deși s-ar putea să nu fie o dovadă atât de reală, ar fi destul de aproape. Acum avem vehiculul nostru indestructibil. Ce ar face acest lucru pentru accidentele de pe drum? Ei bine, mașina dumneavoastră ar fi complet în regulă și ați plăti puțin mai mult la asigurare. Dar doar pentru că vehiculul dumneavoastră este indestructibil, nu înseamnă că sunteți de neatins. Sigur, mortalitățile și rănile pentru pasageri ar fi cu siguranță reduse. A avea vehicule indestructibile înseamnă că mașina dumneavoastră nu va exploda și nu s-ar mai dezintegra. Asta nu te va împiedica să fii aruncat în cazul unei coliziuni. Și cum rămâne cu persoanele care nu sunt în vehicule? În cazul în care mașinile indestructibile se plimbă în jur, pietonii ar trebui să fie mult mai atenți, întrucât a fi lovit de una dintre acestea ar însemna cu siguranță moartea. SUV-urile sunt deja unele dintre cele mai mortale mașini pentru pietoni, astfel încât să aibă drumuri căptușit, plis mari de genul acesta nu ar putea duce la evitarea mai multor pietoni. Pe de altă parte, vătămările din interiorul mașinilor indestructibile ar fi semnificativ reduse. Deci, este un lucru bun, dar ceea ce nu ar putea fi atât de bun este faptul că aceste lucruri durează pentru totdeauna. Și pentru totdeauna ne referim la pentru totdeauna. Literalmente, nu vorbim de 100 sau 1000 de ani, înseamnă că până la sfârșitul timpului. În locul unei mașini care durează 10-20 de ani, aceasta ar putea fi transmisă prin toate generațiile familiei tale. Nu mai sunt avarii și nici cheltuielile de mii de euro pentru reparații. Totul sună ca un mare ce-ar fi. Nu prea mult rău ar putea ieși din acest scenariu, nu? Dar așteaptă. Asta nu e tot. Lucrurile ar putea ajunge să fie foarte proaste. Haide, știai că vine asta. Cu mașinile indestructibile, trebuie să ne gândim la un lucru. Cum am scăpat de aceste lucruri? S-ar putea să vă gândiți, de ce ar trebui să facem asta? Dar să ne confruntăm. Chiar dacă am avea mașini care nu s-ar rupe niciodată, tot am dorit să cumpărăm altele noi. Cumpărați un telefon nou sau haine noi atunci când nu aveți nevoie de ele, deci în cazul mașinilor de ce nu s-ar întâmpla același lucru? Nu numai asta, dar producătorii de mașini ne-ar încuraja să cumpărăm mașini noi în fiecare an, deoarece fiecare iterație ar implementa funcții noi pe care nu le-am avea anterior. Așadar, acum când cumpărăm mașini noi, ce am face cu celelalte vechi? În acest moment, doar în Statele Unite, peste 12 milioane de mașini sunt reciclate în fiecare an. Și avem noroc că 86% dintr-o mașină poate fi reciclată din oțel în plastic. Toate sunt topite pentru a fi folosite pentru mașinile noi. Acest lucru este mult mai bun pentru mediu, deoarece se utilizează mai puțină apă și poluanțe atunci când se face o mașină nouă. Deoarece nu putem recicla aceste mașini vechi, indestructibile și s-ar face încă mașini noi, aceasta ar crea mult mai multe daune mediului. Aceste mașini vechi ar trebui să stea într-un depozit undeva. Din fericire, le puteți salva pentru șoferii noi. Dar în cele din urmă, atât de mulți oameni ar cumpăra mașini noi încât ar exista mai multe mașini decât oameni în anumite părți ale lumii. Acest număr va crește încet, deoarece nu există nicio modalitate de a scăpa de aceste mașini indestructibile.
Dacă am fi continuat să le fabricăm, în cele din urmă ar fi preluat-o spațiul pe care îl avem pe Pământ. Așadar, faptul că aceste mașini indestructibile ar putea suna utile, dar în cele din urmă ar face mai mult rău decât bine. O abordare mai bună ar fi să alimentăm toate mașinile noastre cu electricitate în loc de gaz, motorină sau benzină. Îți mulțumesc pentru vizionare și te mai aștept curând!